Mamă, te-ai combinat cu toți virginii, mă, să trăiască familia ta, ești bărbatul familiei. Toți virginii să mor eu. Mă, e virgin ăsta? Cine? Puu, Florinache, cine? Nu știu. Mecanic de pe pădim încă ești. Nu Câte știu. Chile răstam? 65. Normal. La 65 de chile și mie mi-ar fi frică să răspund la telefon, vrei să te mint? Bărsan. Nu, nu, numele ei, numele ei, tași tu din gură, spune Maria, care e numele tău de familie? Cu A, zi. Bărsan. Ia ei. Mă, tași, Bianco, te-am întrebat pe tine, vorbesc cu, cu Maria. Aaaa, nu, mă, viața mea, nu. Ia stai așa, mă. Zi, Maria, care e numele tău de familie? Popovici. Zi, Maria, stai. Popovici. Ai lăsat-o pe Maria pentru fata asta? Să-ți are, Maria, te-am pupat, dacă n-ai zis Popovici, te-ai dus, aules. Hai, bă! Îți urez numai bine viață. Te pup, Dorin. Cum te cheamă, Maria? Cum te cheamă? Bădărău. Aia am vrut să zic, Maria, eu ți-am explicat de la început. Dar tu, Batman. Aici vă pup. Oh my god. Tu ești nevasta lui Dorian? Da, ce-mi face bărbatul? Cum ce face bărbată tu? Păi ce face? I-am dat bucata, ai nebunit la cap, credeai că te las căsătorită cu el? Mm. Bianca? Da. Zi viața mea, ce ai făcut cu gagicătul? Tot acolo ei. Jură-te că tu încă ești cu gagică, tu mi-ai zis că mai vedem. Mai vedem, da. Și ce ai făcut? Ai rămas cu... Păi dacă mi-ai omorât bărbatul, nu are cum. Dar nu l-am omorât, i-am dat bucată. Nu l-am omorât. Stai așa un pic să văd ce se întâmplă cu Bianca și apoi mai vorbesc cu tine, stai așa. Zi, Bianca, ce ai făcut până urmă cu bărbatul tău? Păi nimic, ce să fac? Câți ani are prichindelul? Aproape 18. A, mă, ce dărea cu moși. De cât timp sunteți împreună? 9 luni. Ai relație de încălzire 9 luni. 9 luni stai și cu un copil să-l pregătești. E de încălzire. E gen, e relație de pregătire cum ar veni, știi ce zic? Deci observați că majoritatea sunteți neabonați, deci hai, abonarea. Și gen, voi vă potriviți? Da. Hai să-i facem un prank lui gagică, tu-i facem? Nu. Da. Bă, fii atentă la mine, stai așa, stai, că zic că ce fac. Eu mai fac prank-uri de-astea, fără Caterinca. Eu îl sun pe gagică tu, cu numărul meu, și îl întreb așa. Salut frate, tu ești cumva cu Bianca? Da. Și el o zică că da, clar, bine, dacă cumva nu te înșeală. Așa. Înțelegi? Și el o zică da. Și el o întreba, auzi frate, poți să fiu și eu cu ea, te rog eu mult de tot, că îmi place mult de ea. Să vedem ce zice. Da. Dar nu zici de unde ești și ce faci, da? Cu... Măi, nu mă, stai că stabilim, că trebuie mai multe, ca să-mi dau vina pe tine. Stai așa, ca să stabilim Caterinca. Stai așa un pic, deci fii atentă. Deci ai zis că sunteți de 9 luni. Mai am o gagică ca tine așa. Patricia, da. Te-am lăsat. Da, eu nu s-a dat. Cum te gândești, mea? S-a trebuit să ești nașul. Să mor eu, fii atent. Dar ți-am zis că nașul fute mireasa prima dată și apoi mirele. Așa e în tradiție, eu ți-am zis cum stă treaba. Dar noi am zis că se schimbă tradiția. Nu se schimbă, crede-mă, el, da. Ascultă. Dar era beata seara, normal ca seara. Tu cum crezi că te agață? Îți spune, fii atentă, tu cum crezi că el te agață din prima? Îți spune că ești numai a lui, că el asta o să facă. Știi cum e, știi cum sunt bărbații la prima întâlnire? Viața mea, pentru tine mi se schimbă planeta, pentru tine toate tradițiile, îmi las familia, îmi las tot. Înțelegi ce zic? La prima întâlnire. La a doua întâlnire, la a treia, la a patra începe să scârție. Știi cum e? Hai să mor, că nu ești, n-ai 10 ani. Înțelegi? Da. Știi cum sunt bărbații. La prima întâlnire trebuie să fie totul perfect. La a doua, la a treia, hau. Când te-ai trezit la mine... Bine, oricum, el știe de ce te trimite la mine. Ca să-ți placă acolo în familie, înțelegi ce zic? Fie, stai așa. Trebuie să-l iau, trebuie să-l notez. Deci stai să stabilim ce zici. Stai așa, stai că nu, stabilez tot cu tine, stai așa, nu fac nimic fără tine. Așa, zi-mi școala unde înveți. El sau eu? Păi mie îmi place de tine, nu de el. Octav Băncilă. Octav Băncilă, să mor așa. Hai mă, Florine. Mă, da, doarme? Nu-i mai activ de oră, nu știu.
Cine dorme, mă, la 11, mă? Până și găinile mele streze la ora. Nu răspunde. Utilizator ocupat, mi-a închis. Ia-l, mă, sună-mă, ia. Ia stai. Haide, mă, Florine. Să te chime Florine în 2021. Să mă rog, zici că ești mecanic de păpădisă, mă rog, dacă ești specializat în frunze. Hai, mă, coaie, mă. E activ acum. E activ? Păi s-a trezit. Îi sună telefonul, el știe că îi sună telefonul. Mai nu, mai lasă-l alea, că sună peste 2-3 minute. Fiar. Stai că îi scriu, stai că îi scriu, stai că îi scriu. Nu, nu îi scrie tu, tu taci, tu n-ai treabă. Taci un pic, eu îți spun, îl suni, nu îi scrii, îl suni. Nu vreau să zic, frate, frate, e urgent. Acum, acum, îl sună-l acum. Ia, mă, gata, mă, tu mi-ai dat verdictul. Hai să... Păi ăsta se sperie de numere necunoscute, gen? Nu-l sun cu număr ascuns. Da, nu. Ăsta se sperie de numere necunoscute? Nu, dar e târziu. Coie, e 11. Da, dar nu știi ce... Tu nu ești în România? Ba da. Nu e 4 dimineața să mori, e 11. Nu știu, nu răspunde. Utilizator ocupat. Măi, el e activ? Stai să-i scriu măcar, bă, frate, e urgent. Stai să-i scriu, frate, e urgent. Mesaj. Frate, e urgent, răspunde, te rog. Stai să-i scriu, ești nebun la cap. Scrie și întreabă, ce faci, nu dormi? Scrie, scrie acum. Da, da. M-am dus până la mama, mâncaia și... Eu... Am zis să-i mănânc p***a. Mamă, coaie. Vai de pula mea, coaie. Doamne, ferește așa ceva. Ți-a răspuns la mesaj? Ia stai. Mâncaia și... Doamne, sufletul Patriciei, mâncați și sufletul. Doamne, ferește. Stai așa că el că-l sun iar. El mai e activ pe ăsta pe WhatsApp? Spune la final că a fost un prank făcut de mine, da? Când? Acum. Deja? Păi nici nu am făcut prank-ul. Dar nu. I-ai zis deja? Nu. Nu e zis, mă, stai mai așa să fac prank-ul întâi. Dar să răspundă că e speriat ăsta. Hai, mă, Florinache, mă, mâncați și sufletul tău. Doamne, cum să fiu, mă, speriat de bombe? Hai, mă, cât de sună, mă, băiatul. Bă, ăsta cred că e zodia pește ăsta, știe ăsta, știe dinainte gen ce... Doamne, ce nebună-i, Patrici! Băi, l-am sunat de 5 ori să-i trăiască familia! Măi, e pe activ pe WhatsApp? Da, da, că ei eu răspuns prin mesaj. Da. Jură-te că ție îți răspunde și mie nu mă răspunde. Da, nu știu. Spune așa, să mor eu. Mamă, 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 vrei să te bagi în prank? Eu? Îl putem forța să răspundă, vrei să te bagi în prank? Nu, 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 nu. Mamă, deci nu pot să cred că nu-mi răspunde la tele... Ție-s... Băi... Mamă, te-ai combinat cu toți virginii, mă, să trăiască familia ta, ești bărbatul familiei. Toți virginii, să mor eu. Mă, e virgin ăsta? Cine? Puu, Florinache, cine? Nu știu. Mecanic de păpădim încă ești pula lui. Nu câte știu. Câte chile are ăsta? 65. Normal. La 65 de chile și mie mi-ar fi frică să răspund la telefon. Vrei să te mint? Să am 60 de chile ca bărbat? Păi să mă sune un număr pe care e în afară de mama și iubita? Așa mi-ar face. E rău. E rău. Așa mi-ar face. E rău, a? O spus ce faci? Rău tu? Da, rău. Normal. Sună un număr de 5 ori. Ești nebun. Îmi da mesaj. Da, dar i-ai dat mesaj și a văzut mesajul. Ia stai. Nu știu. El are iPhone. Ia, dă-i tu pe WhatsApp. Să pe WhatsApp. Pe WhatsApp ți-a răspuns, nu? Da, poți să vezi acum contact, cum îl cheamă? Florin Păpădie. Așa. Să mor. Na, ce să mai e deja Păpădie, băiatul ăsta ești nebun, la să trăiască familia lui, ești nebun. Cum să nu răspunzi, mă, la telefon? Frate, te rog, răspunde la telefon că e urgent. Te rog eu, frate. Am nevoie de tine, frate, am nevoie de tine. Florin Păpădie, uite ce... Ce înălțime ai răsta, mă, 1.50? 1.70. Bianco, ăsta-i gagică tu? Da. Are o poză într-un tricou roșu? Da. Tu-l vezi în poza asta? Da. Bianca, să-ți trăiască familia ta, că ești bombă nucleară, să mă rog. Sunteți de 9 luni?
A venit baba Crăciunița mai devreme. Și ce ți-a răspuns? Mi-a zis, uă, dar cine ești? Uă, dar cine ești? Stai așa că îl rezolv. Uă, dar cine ești? Da, nu sună, frate, sună. Stai, frate, eu te știu. Eu te știu. Am făcut ceva și vreau să știu dacă e adevărat. Dacă e adevărat. Nu vreau să te deranjez, stai așa, nu vreau să te deranjez. Este, frate, eu te știu, am făcut ceva și vreau să știu dacă e adevărat. Ia stai așa, stai așa că l-am luat cu d-astea, că frate, ești nebun. Dacă e de ceva, îi trimit poză cu mine. Stai așa, îi trimit poză. Tu ce poze am, mă? Mucați ești curul tău, tu e nebunit. Tu m-ai văzut la Dorian? Da. Ce-o vezi, mă, sunteți nebun la cap? Să moră geana mea, ești nebun, îi trimit două poze de-astea? Ești nebun. Vrei să fugă de acasă pe geam? A? Vrei să fugă de acasă pe geam când te vede? Nu, mă, bine, nu mă dau la băieți de 60 de kg, ești nebun. Unde-i 60 deja? Fac așa, și face hernii. Te văd dacă mi-a răspuns, ea mi-a răspuns? Bă, dar mi-a dat sin, spune. Răspunde, te rog, răspunde. Zii la telefon. Zii să-l spun, spune-i să-l spun. Stai că-l sun, este așa. Stai că mai sun încă o dată. Pe Florin, pe pădie. Uite, nu vreau, scrie pe aici. Vrei să ai probleme? Da. Știi ce s-a întâmplat? Ia. Închide, știi ce zici prin mesaje? E ceva rău de Bianca, zi așa. Este ceva rău de Bianca. L-am întrebat așa. Vrei să ai probleme? E ceva rău de Bianca. Așa i-am zis. Ești nebun? Hai să vedem. Cred că te-ar interesa, zi așa. O zi aici. Ia stai așa. Ce pula mai faci, bă? Salut, frate. Bă, am și o întrebare pentru tine, dar nu te superi pe mine, să mor eu. Zi-mă. Bă, frate, nu știu, tu o mai știi pe fata asta? Păi, pe aia eram, acum ți-am scris acolo pe live, să-i dai pace, că e nevasta mea, s-ar putea să-ți dau mare căpăceală în seara asta, ai idee. Ce să faci? S-ar putea să vin pe la tine, rachetă, să-ți păi, dau mare căpăceală. Tu știi ce, eu am vorbit deja ceva cu fata asta, gen, înțelegi? Gen, cum să-ți explic eu ție, te-ai supărat dacă m-aș băga și eu? Întreabă-o cum o cheamă numele familiei. Care e numele? Stai așa, stai. Zici și mie, care este numărul tău de familie? Care e numele tău de familie? Ia! Bărsan. Nu, numele ei, numele ei. Taci tu din gură, spune Maria, care e numele tău de familie? Cu A, zi. Bărsan. Ia ei. Mă, taci, Bianco, te-am întrebat pe tine, vorbesc cu Maria. Aaaa. Nu, mă, viața mea, nu. Ia stai așa, mă. Zi, Maria, care e numele tău de familie? Popovici. No. Zi, Maria, stai. Popovici. Care e numele tău de familie, Maria? Maria. Bă, zi-mă, să mor tu că ai amenințat-o, Coaie. Coaie, jură-te că tu ai amenințat-o. E frică să spună, Coaie. Coaie, e frică să spună. Coaie, mă sună Florin pe pădie. E groasă, să mor eu. Doriane, stai așa un pic. Stai așa, Doriane, că e groasă rău. Stai așa, Doriane, că e groasă rău. Doriane, stai că mă sună Florin pe pădie. Stai așa. Frate, m-auzi? M-auzi, frate? Alo. Ia, bro, de nu te prea m-auzi, frate. Ia, hai spune, mă, frate, gen, vreau să te întreb, tu ești iubitul Biancăi, nu? Da. Bă, frate, să mă rog dacă minte, ești nebun la cap, gen, nu știu, ea ți-a spus de mine? Nu. Ea nu ți-a zis absolut nimic de mine? Hai, zi, hai. Bă, frate, fii atent, să mă rog, că eu mă simt puros, nu știu dacă să mă simt puros sau nu, gen, eu am aflat abia astăzi, eu vorbesc de vreo lună cu ea și vreau să, eu am aflat ulterior astăzi că ea ar avea gagic. Înțelegi ce spun și vreau să te întreb așa, tu ești împreună cu Bianca, gen, voi sunteți pe bune, sunteți împreună sau doar vorbiți? Da. Da ce? Sunt cu ea. Ți-am dat o enumerație, mere, pere, da. Nu mă auzi? Da, frate, da. Sunt. Mamă, să moară tanța mea, frate, ești nebun, eu de vreo lună tot mă văd cu ea, frate, eu și ieri m-am văzut cu ea la 3, m-am văzut la Palace cu ea, mi-a închis cu aia. Coaie mi-a închis, trebuie să-l sun iar pe Florin. Bă, ăsta e pișa. Ia fii atent că mă amenință. Ce mi-a scris. Deci mi-a scris așa. Să vezi ce glume și morți-ți fut eu. Ascultă aici, dau de tine
să vezi ce glume și morți îți fut eu. Coaie, Florin Păpădie mi-a spus că dă de mine și îmi fute morții. Coaie, mă jur pe familia mea că mi-a spus așa. Ascultă aici, dau de tine să vezi ce glume și morți îți fut eu. Bă, frate, nu glumesc cu nimic, ești nebun la cap. Pentru ce crezi că stau să te sun, frate, să mor eu? Dacă nu vrei să vorbești, treaba ta, ești nebun. Și nu te lua cu amenințări cu mine, să moară familia mea, că dacă... Ei, treaba ta, frate, ești nebun, că nici nu știi cu cine vorbești, frate. Eu am vrut să fiu băiat cu tine. Bă, dar asta nu mă știe, nu? Nu. Mamă, ce Cătric este, stai așa. Nu-i zici cine ești. Nu-i zic, stai să văd dacă găsesc o poză cu mine pe aici. Să-i trimit o poză cu mine. Stai așa, să-i trimit o poză cu mine, stai așa. Ăsta-s eu, să mor eu. Ăsta-s eu, treaba ta. I-am scris așa, ăsta-s eu, treaba ta. Fii atent, stai așa. Ci că mă bate și gagică tu, Mario. Zi-mă, care-i numele tot de familie Mario, sincer? Ia stai că îmi zice, faci live. Jură-te, Coaie, că ăsta mă știe, Coaie. Jură-te, Coaie, că ăsta mă știe. Nu mă știu. Ia stai așa. Coaie, de ce nu mi-ai zis că te știe? Stai să dacă îmi răspunde acum, că îl sun direct pe cameră. Coaie, cum să zică Coaie că ăsta fa... Dă-te-mi pula mea, care-s șansele, Coaie? I-ai scris, mă, jură-te, mă, i-ai scris sau nu, jură-te că nu i-ai scris. Nu i-am scris. Bă, ești prost la cap. Păi, nu pot să cred, Coaie, mă. Bă, ăsta mă știe, mă, i-ai scris, mă, să mor eu, că n-avea de unde să mă știe. Mi-ai zis că nu mă știe. I-a făcut video, că am văzut-o. I-ai făcut video? Nu! Bă, nu mai îmi răspunde, Coaie. Nu știu. De ce nu răspuns, frate? Ce i-ai zis, Bianca, zi-mi? De ce i-am zis? Coaie, tu chiar i-ai spus? Nu, mai nu i-am spus din live sau așa. E crizat, Gagixu, și... Și de aia, am zis că... Păi, s-a supărat. Dar n-aveam cum să nu-i zic, voia să rămân fără Gagiu. Cum poți să rămâi fără Gagiu de la o glumă? El e așa, crede-mă. Uite, și acum se desparte de mine, parcă vezi. Cum să se despartă de tine? Hai, mai lasă-mă, mi-a spus, pa! Cum să-i spui, mă, cum să-l anunți? Dar nu l-am anunțat după ce ai vorbit cu el și o camuțit. Mi-a fost frică să văd ce reacție are. De aia. Mă, dar e că e o glumă! Nu înțelegi glumele. Ba, le înțelege! Doamne, cum să-i spui, băi, să... Bun, cum să-i spui, eu nu... Băi! E o glumă, cum să se despartă de tine dacă e o glumă? Dar se supără foarte rău. Păi și? Dacă se desparte de tine, să nu îi place de tine, să rămână pentru masă. Ce, mori? Dacă îi place de tine și vrea să fie cu tine, nu o să despartă de tine. Cum dracului, mă, să-i scrii? Trebuia să-i dai palma aia lui Bianca. Deci cum ai zis că te cheamă Maria? Mâncați-și tățele alea, cum ai zis că te cheamă? Maria, cum ai zis că te cheamă Maria? Maria? Bărsanu cheamă. Care este numele tău de familie? Acum sau înainte? Numele tău de acum. Care este numele tău de familie, Maria? Zi. Barbaro. Cum ai zis, Maria? Cum ai zis? Ia, taci un pic. Cum ai zis? Cum te cheamă? Un pic de emoții, nu te speria. Deci cum te cheamă? Hai că poți. E frică, mă, de tine. Mă, Maria, ascultă la mine ce zic, că te apăr eu. Mario. Mario, ascultă la mine ce spun, că-l bat pe ăsta, îi sună apa în cap. Ascultă la mine, Mario. Ce s-a apertu? Mă, pune un prezervativ pe bota aia și bagă-ți-o în cul. Ascultă la mine ce spun, Mario, crede-mă ce spun. Deci, n-ai de ce să-ți fie frică, nu te bate asupra mine, că vii la mine. Fii atent, băi, a recunoscut cum o cheamă. Cum ai zis, Maria, că te cheamă? Hai, Mario, zi! Bă, de rău! Zi, Țuca, cum te cheamă? Zi la tati cum te cheamă, Țuțucă. Chiar ai zis la tati, Coaie? Deci cum ai zis că te cheamă?
Popovici. Cum n-ai, nu te au, Maria, nu te au, stai așa un pic să te dau mai tare. Cum ai zis că te cheamă Maria? Popovici. A, mă, ce, bă, dar n-am vorbit cu Bianca, zi Maria, cum te cheamă? Te-am zis. Cum? N-am înțeles, mai zi o dată. Cum te cheamă? Zi Măriucă. Zi Măriucă, cum te Popovici. Cheamă? Hai de pula mea cu aia, e un plan la sentiment să mă rodă, n-ai speriat-o cu aia. Ce să fac, am efectul ăsta asupra femeilor, sunt intimidant puternic. Lasă că mai vorbesc eu 10 minute. Ai lăsat-o pe Maria pentru fata asta? Maria, te-am pupat, dacă n-ai zis Popovici, te-ai dus, aules. Proasă, ce schimbă numele de pe Insta. Îți urez să mă bine viață. Te pup, Dorin. De ce nu te așa? Maria! Mi-e rău! Stai să-ți arăt pentru cine te-a lăsat. Stai să-ți arăt. Maria, nu uite-te la profilul Maria. Fii atentă, vreau să-ți arăt pentru cine te-a lăsat. Stai așa. Uite pentru cine te-a lăsat. Uite. Uite pentru cine te-a lăsat. Ca să înțelegi. Nu, mai jos. Stai așa, de ce nu se vede? Stai așa. E Kitty aia, nu? Nu se vede ce? Nu, întrebam dacă e una Kitty. Nu e, uite pentru cine te-a lăsat. A, dar o știu pe asta. Cine e asta? Aia de la sală. Cu tine, nu? Da, e aia de la sală cu mine, da. Băi, e de aici, din oraș. Te-a lăsat? Te-a lăsat sau e? Dăm divorț, gata. Nu e vorba de divorț, dar eu... Dorian, ca să... Maria, te-am întrebat. Cum te cheamă Maria? Te-am întrebat cum te cheamă? Da. Cum te cheamă Maria? Cum te cheamă? Bădărău. Aia am vrut să zic, Maria, eu ți-am explicat de la început. Dar tu, Batman, că tu ai gagi, că tu ai alea. Eu ți-am explicat de la început. Cu cine trebuie să... Și nu i-ai spus că tot la tine ajung? Eu i-am zis, dar el n-a vrut să înțeleagă. Dar eu i-am explicat. Înțelegi? Că uite, mi-a zis, am o fată cu niște țâțe... Cricuri. Știi ce sunt țâțele cricuri? Când pui o fată capră, stă cu mâinile în aer. Oricum stă pe țâțe. Și țâțe cricuri se numesc. Alea, marău. Înțelegi? I-am arătat o fată cu țâțe cricuri. Și pe Dorian l-a apucat. Riba! Deja, știi cum era Dorian? Era călăreț. Înțelegi ce zic? Înțelegi ce zic? Da, s-a terminat. Tu nu l-ai cunoscut pe Dorian Astea, ți-am zis, era călăreț. Ți-am zis, când bea, e pe dragoste, pe alea, ai văzut. Ți-am zis că el când bea, e lumea ta. Păi te-a fraierit, mă, să mor eu, dar nu te-ai născut ieri. Păi eu ți-am zis, mă, viața mea, la mine, mă, mâncați-și curul tău. Dar tu te-ai ținut tare. Păi uite aici cine are grijă de tine, uite aici, băiat adevărat, ești nebun. Înțelegi ce zic? Ai văzut? Cine? Le-ai schimbat numele? Cum te cheamă acum? Maria Bădărău? Da. Mâncați ești păsărica ta să-ți o fac pază și la mine e ultima piesă. Mario. Aia zic, Mario, ești nebun. Aia zic. Ce-ai făcut? Uite-te la asta. Deci acum... Ah, te-au zis adio, nu Maria. Da. I-a scris Dorian un adio Mariei? Da, și Dorian. Unde ți-a scris? Mă jur. Deci observați că majoritatea sunteți neabonați. Deci hai, abonarea. Păi îți mulțumesc mult de tot, Patricia. Mulțumesc din suflet. Bă, mi-a donat Patricia 5.000 de euro. Ești nebuna capa nebunii, Patricia, mă jur. Fata, uite, ți-am zis, fata care i-a scris lui Dorian și Dorian te-a lăsat pe tine pentru ea. Ai înțeles? E plină de bani. Conduce un Mercedes, conduce niște țâțe mari și o pereche de buși ca lumea. Înțelegi ce spun? Mm-hmm. Și Dorian când a văzut... Direct, hără! Deja, știi cum era Dorian? Patrecia! Ai înțeles, Maria? Am înțeles, Bădărău. Bădărău o cheamă acum. Acum o cheamă Bianca, aia zic, care e numele de familie? Bădărău. Mâncoace, știu, zi-mă, vezi, eu ți-am zis.
Dar tu Batman, Batman, că tu știi tu cum o cheamă, ești nebun. Ba, dacă vrei să-l oftiști și tot, pui la story cu Maria Fădăreau. Să moară jeana mea. Te-ai schimbat la față, nu? Scuze acum că te-am, înțelegi? Au fost niște... Eu ți-am zis că la Dorian în familie, gen, el când se căsătorește nașul, trebuie să încerce prima dată, înțelegi ce spun? Că eu o să dau verdict. Acum aia trebuie să încerce, nu? Poftim? Focus. Mă auzi? Da, te auzi. Scuze, dar gen, ca să ne cunoaștem, gen, vreau să fim deschiși. De asta m-am căcat pe mine pe adineauri, gen, că știi cum e chestia? Un băiat, la prima întâlnire, nu se cacă pe el, nu se băse, știi, dar un bărbat, în general, se cacă pe el toată ziua. Înțelegi? Decât să schimb părerea despre mine, serios, eu sunt un căcăcios de fel. Mă cac de 6 ori pe zi și mă băz mereu, serios vorbesc. Ăsta sunt eu, înțelegi? Și de asta vreau să vorbim încă de pe acum, ca să mă cunoști cu adevărat, înțelegi? Da. Eu de obicei sunt băiatul ăla care are gaură în chiloți sau are... auzi, Maria? Oh. Dar de ce nu vorbești cu mine? Alulea, clasă! Pe da, da. Cine da, vorbești? Da. Vorbești cu Dorian? Nu, cu prietena jură-te că îi scrii lui Dorian acum. Ba nu. Dar de ce nu vorbești cu mine? Hai, gata. Bună, da, da, bună, Maria. Gen, în calitate de noua mea ca gică, înțelegi? Țin să te anunț că, gen, primele 3 săptămâni o să dorm pe preș. Gen, o să-ți răspund mai greu că nu prea am curent. N-am unde să-mi încarc telefonul, știi? Uh-huh. Primele 3 săptămâni o să... Dacă vrei, îți plătesc eu curentul ca să putem să vorbim. Ai bani? Da. Mâncați ești țățele alea să le fac 40 la minute ultima piesă. Wow, ce-mi plac femeile. E de bun, auzi? Îți place șarpele? Să mor eu să... Bă, Mario, tu cum te combini cu mine? Ești nebun? Șerpii ori să facă sâsâ și tu o să faci gâlgâl. Jură-te că n-ai vorbit cu Dorian în momentul ăla. Nu. Știi că Dorian acum o crede pe pat? Asta. Glumă, glumă. Jură-te că tu n-ai vorbit cu Dorian acum, jură-te că tu nu i-ai dat un mesaj. Mie, la mai. Care am vorbit și stai un pic. Iarăși mi se blochează și nu mai sunt schimbat. Dar lasă un pic telefonul, te rog eu mult de tot, lăsă-și uite. Nu faci numai iar. A, da, proastă, dracu. Ce faci în chat? Puneți bătărău măcar acum. Ce faci în chat? Bă, dar lasă-l mă un pic să mură, lasă un pic telefonul ăla. Imediat. Bine, hai, vă pup. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside.